Bună ziua și bine v-am găsit, sunt Ale și astăzi vin cu un nou video tutorial în care o să vă prezint o setare simplă care îi poate ajuta pe cei care au PC-uri mai slabe, însă s-au încăpățânat să instaleze Windows 10. Pentru toți aceștia, în momentul în care vor face setarea ce voi prezenta, cu siguranță vor vedea și îmbunătățirea comportamentului PC-ului, atât în momentul în care vor folosi aplicații consumatoare de resurse, cât și în momentul în care vor rula anumite jocuri. Așa cum vă spuneam, este vorba despre o singură setare despre care însă nu foarte multă lume știe și nu a fost prezentată până acum în videoclipurile mele. Voi începe din nou o serie de videotutoriale pentru optimizarea PC-ului. Haideți să vedem despre ce setare este vorba. În primul rând trebuie să mergem în Control Panel. Aici, în cazul în care dumneavoastră nu aveți așa aranjate aceste iconițe, mergeți și alegeți categorii. Vom merge la Easy of Access. După aceea vom merge la Easy of Access Center. Aici vom merge la Make a Computer Easy to Use. Și atenție foarte mare să aveți această căsuță bifată pentru a putea să se închidă toate animațiile atunci când este posibil. Windows 10 vine cu anumite animații însă consumatoare de resurse, iar acest lucru este un inconvenient în funcționarea corectă a PC-urilor, așa cum spuneam, puțin mai slabe. Dacă dumneavoastră bifați această căsuță, aceste animații vor fi închise în momentul în care consumul de resurse este necesar către o anumită aplicație sau către un joc anume. După ce ați făcut această setare, apăsați butonul Apply și după aceea OK. Dacă acest videoclip vi s-a părut interesant sau v-a ajutat, nu uitați să apăsați butonul de like și să îl distribuiți. Abonați-vă dacă nu sunteți abonați și dacă v-ați abonat, apăsați și clopoțelul de notificări. Doar în felul acesta vei ști când încarc un clip nou pe acest canal. Start on screen keyboard.